Construcțiile, comerțul cu amănuntul, panificația sau agricultura sunt doar câteva dintre domeniile de activitate verificate de către inspectorii TMOLT în luna august. Astfel s-au efectuat peste 180 de controale și nu puține au fost deficiențele identificate. În luna august 2018, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă OLT au efectuat un număr de 183 de controle specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. În funcție de gravitatea deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat amenzi contravenționale, constând în amenzi și avertizmente, dispunându-se totodată măsuri de remediere a deficiențelor constatate. În urma verificărilor efectuate, s-au constatat 190 de nereguli pentru care inspectorii au dispus măsuri de remediere. Au fost aplicate 112 sancțiuni, din care 110 avertizmente, dar și două amenzi în valoare de 10.000 de lei. Tot în cursul lunii trecute, un număr de 23 de lucrători au fost implicați în evenimente de muncă. Dintre aceștia au rezultat 20 de persoane cu incapacitate temporară de muncă, o persoană cu invaliditate, dar și doi accidentați mortal. Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost următoarele: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea în termen a modificărilor în Registrul General de Evidență a Salariaților, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, precum și neefectuarea controlului medical periodic. Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă OLT a derulat în perioada 5-7 septembrie acțiuni de control cu caracter inopinat la agențiile de turism din județ. Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relații de muncă au efectuat în acest sens acțiuni de control la 6 angajatori. Au fost identificate deficiențe în ceea ce privește completarea regulamentului intern, evidențierea orei de început și a celei de sfârșit a programului de lucru sau înregistrări efectuate eronat în Registrul General de Evidență a salariaților. Inspectorii au fost însă indulgenți și au dispus măsuri de remediere fără a aplica și alte sancțiuni.